un simplu mesaj pentru cei supărați, cei supărați din sală, din afara sălii, de ce nu-i vorba de supărarea noastră? Sau a cuiva din noi sau celor din tagma judecătorilor sau procurorilor? Cei care stare supărăși, supărășioși, pardon, să -și schimbi ocupația. Dacă suntem oameni de stat, deputați, judecători, procurori, alte profesii importante. Lăsăm supărarea. Și la RICI facem schimbările care trebuie să făcute. Da. Deci asta facem. Trădători sunt trădători. încurți, sunt încurți, Ei nu sunt oameni de stat. Și nici nu au fost niciodată. Ei așteaptă culiocul tot timpul. Dar oamenii de stat, și care țin la sistemul ăsta. Și eu sunt de acord, sunt. Evident că sunt oameni de treabă în sistem. Dar ei trebuie să prindă la curaj. Și nimeni în locul vostru nu o să vă facă treaba. Cadrul legal de perfecționat, da, perfecționăm. Trebuie să-i motivăm mai bine, da, trebuie să-i motivăm. Dar eu să văd, noi să vedem, oameni care au trecut verificările, oamenii care au trecut prin o să fie prin CSM, CSM un nou, pentru că noi am mai avut experiența, da să le mărim salariile și tot să fie bine. În ce an? 2011. Și ce efect a fost? 2012, 2011. A fost așa o poveste frumoasă. Le mărim salariile și tot să fie bine. Nu a fost bine. Că dacă era bine, noi nu ajungem la discuția de azi.